Gata. Hello. Doar 3 cuvinte. Sunt un tip foarte serios. Mă consider un tip puternic. Sunt foarte orgolios. Serios? Puternic și orgolios. Sunt foarte direct. Cunoscuții mei apropiați zic că sunt arogant și mi-e foarte greu să mă trezesc dimineața. Să pot să mă trezesc dimineața, să învăț că și în politică și în administrație nu întotdeauna este bine să fii direct și să am mult mai mult timp liber pentru mine, pentru familie și pentru cei dragi mie. Învățător. Toate. Ale copilării. Nu cred că e vreo prostie pe care să nu o fi făcut de cel puțin 3 ori. Să vindec. Să-mi dă superputerea. Viitor. Nu știu dacă aș rezista 12 ore în lift, am o foarte mare frică de, nu neapărat de spații închise, dar de lift. Sâmbătă seara am fost moș și am dansat toate dansurile posibile. Nu mă suport nici eu cum cânt. N-am plecat cu creion, cu capsator, brichete. Brichete. Mic. Brânzeturi, mezeluri, fructe. Nu știu dacă sunt în frigider sau nu. Și cam atât. Fac niște paste foarte bune și v-aș pregăti cu mare drag. Paste în vin alb. Napoleon Bonaparte. Prea foarte mult timp liber, cam tot timpul liber pe care l-am încerc să-l dedic familiei. Când văd alți oameni zâmbind și când aud o glumă bună. Biografia lui Steve Jobs. Cred că 12 ore când îl văd, dar 13 ore a fost un post național, cred că al arterii columbiană. Un film care mi-a plăcut foarte, foarte mult și un film care este, poate, favoritul meu. Al Pacino, iar coloana sonoră să fie Frank Sinatra. Probabil din același motiv din care la Pitești nu poți să te ploiești, dar la Ploiești poți să te pitești. Îmi plac toate culorile turbate, între ghilimele, toate culorile mai neconvenționale, așa. Se și vede că îmi plac toate dulciurile. Dușa. Oricare dintre ele, dar cu precădere mașina. Cald spre foarte cald. Mare. Filme. Când faceți un copil, cât de repede?